Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care ce vom întreba sucevenii? Noi vom întreba, de fapt, le vom da microfonul să facă o urare celor dragi. Cui doresc lor? Să vedem la cine se gândesc, ce le urează și așa mai departe. De sărbători! Mult sănătate la toată lumea și fericit! Viață! Multă sănătate copiilor mei! Ui, la copii, în primul rând, la soție le urez multă sănătate, copiii sunt plecați pe toate meridianele. Urări, am multe, foarte multe urări la mama. Multă sănătate și mai bine și sărbători fericite și tot ce-și doresc, numai să tot ce-i frumos. La familia mea, copiii mei și nevastă, multă sănătate, fericire, un an nou cu bine. Multă sănătate la toată lumea, în special la primarul Cevei. Da, familie și copiilor și mult sănătate. Și dumneavoastră la fel. Orare din tot sufletul o dau pentru familia mea și numele meu. Familia mea este și așa numele meu. Multă sănătate, multă fericire, putere de muncă, luminarea minții, să aibă putere de a merge mai departe. Cu criza asta economică, dar eu sper din tot sufletul că o să o trecem fără nicio problemă, cum mai fost crize economice și pe timpul părinților noștri, mă rog, care au fost prin 40. Domn, sănățăm, am plecat să colindăm, domn, sănățăm, când boierinul s-a casă, domn, sănățăm, când boierinul s-a casă, domn, sănățăm, domn, sănățăm, domn, sănățăm. La anul și la mulți ani! La mulți ani pentru sărbătorile fericite, sănătate! La mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, cu împlinirea tuturor dorințelor și să sperăm să fie un an mai bun ca anul ăsta, că dacă s-a format și nou guvern, sperăm să fie mai bun. La mulți ani încă o dată! La mulți ani la toată lumea! Să fie sănătos și un an bun pentru toată lumea și fericire! Urătură! Urătură, să trăiască toți fericiți! Nu prezident! Multe sănătate, la mulți ani și sărbători fericite! La mulți ani, Lucica, Polaru și la poștă și Nuțul Iulian și Nuțul Lucian și Angelica. La mulți ani, anul 2009. Care dragi, în ce se zi? Parlamentar, nu la... Urare familiei noastre! Urare, multă sănătate, sărbători fericite, am o fată la Madrid. Urez Crăciun fericit, la mulți ani la toți românii din România. Le pot ura multă sănătate, un an fericit și ca anul nou să ne aducă multă bucurie și un guvern bun să fie, să ne ajute. Că prima dată țărani, să știți că sunt, adică că țărani sau, sau pensionari de la așa tot, toți suntem la țară cu toții. Și pensii avem foarte mici și ne descurcăm cu mare greu. E să ne... să aibă grijă de noi. Așteptăm un an nou cu bine și timpuri poate mai bune ca până acum. Am vreo 100 de ani. Da? Da. Așa? Și ei cât să-ți mai dea? Păi e 20. Ei, mai știm acum, da. De asta mai... Știam unde-i Doamne în vremea aceea când nu cunoștea femeia, mătasa și criptusinul și doar cânipa și inul. Toată iarna torcea lână și se îmbrăca cu mâna. Azi femeia cu s-o îmbraci, vinzi doi boi și patru vaci. Sănătate la mulți ani! Pe mine mă dorm aseli și după... Două, trei zi asta. Nu pot așa. Am scos dinții și... Vai de mine, nu mă puneți la des, eu sunt meșter popular, aho, copii și frați, stați pușini și nu mânați și cuvântul ascultați. Să mai am bădica Traian și eu învăț și mai miz după aia și vă mai spun. Da, mulțumesc mult, deci urarea mea este nu numai pentru familie, pentru toți oamenii și toate doamnele și toți domnii din România și din toată lumea, să avem... să nu fim pesimiști. Asta e cel mai important.
Aho, aho, copii și frați, stați puțin și numânați și cuvântul mi-ascultați. Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începe a ura și pe la case a colinda. Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are, semne bune de belșug pentru brazda de sub plug. Ia mai îndemnați-i măi și sunați din zurgălăi. Hăi, hăi, la anul și la mulți ani! Aho, aho, copii și frați, stați un pic și nu mânați. Lângă voi mă ascultați. Vădica Traian, mă rog. Nu prea pricepe la asta. Aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Lângă voi vă lăturați și cuvântul mi-a ascultați. Nu știu... Nu știu bine întreagă și nu știu... Așadar, ați auzit urările pentru cei dragi ale sucevenilor, la cine s-au gândit. Ei, se pare că se gândesc puțin și la parlamentari, da? Poate la anul se răzgândesc, cine știe. În orice caz, la mulți ani, sărbători cu bine, tot ceea ce vă doriți, să aveți pe masă tot ceea ce vreți. Atenție, cam cât consumați de acolo, mă refer și la mâncare și la, știu eu, puțină băutură. Și nu uitați, chiar dacă poate nu avem zăpadă de sărbători, încercați să o simțiți în suflet și mai mult decât atât să faceți și o faptă bună acum în preajma sărbătorilor. Pentru Bucovina TV, viața în Suceava, Steve. Aho, aho, de anul nou, că găina n-are ou și cu coșul n-are gușă, ia mai dă un leu, mătușă! La mulți ani, tot ce vă doriți, împreună cu colegii mei, noi toți cei de la Simply Mind, de la Viața în Suceava, vă urăm niște sărbători ca în vis, multă, multă căldură în suflet. Bună ziua, sunt Andrei și nu vă aduc chiar acum rubrica Meteo. Nu pot decât să vă urez un an care să vă aducă tot ce vă doriți mai bun. Sunt bum și multă căldură în inima voastră vă doresc. Sunt Rob și să nu uitați să vă bucurați de Brăduț anul acesta și de globurile roșii din Brăduț. Sunt toți Alexandru și dacă doriți să trăiți viața din plin, folosiți-vă de sentimente. Aș dori ca noul an să vă aducă multă bucurie și multă fericire în sufletele voastre. La anul și la mulți ani! Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Anul ăsta toată lumea a fost cu minte, așa că Moșu v-a pregătit cadouri din belșug la Alsace Mod. Mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Aveți chiar și rate în magazin doar cu buletinul. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Interconti, specialistul tău în centrale și instalații sanitare, te așteaptă cu o gamă largă de produse, Calea Unirii numărul 24. Interconti, ți-i recomandăm cu multă căldură. În decembrie și ianuarie, Interconti îți face cadou cele mai ieftine centrale termice și pe lemne. Avem super oferte la calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, Calea Unirii 24, telefon 0230 526797.